Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Jocul nostru favorit acum și al vostru într-o oarecare măsură. Ghiciți sunetul, fiți creativi, apreciem răspunsurile creative. Faceți-ne să ne imaginăm lucruri la care nu ne-am fi gândit niciodată. Ghiciți sunetul, deci. Mesaje în direct, da? 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Noi difuzăm un sunet și voi încercați să vă dați seama cum este făcut sau cine îl face sau... De ce face asta? N-ar interesa cel mai mult. De ce este făcut acest sunet? Ce l-a apucat? Sunt convins că nu veți ghici dacă n-ați văzut filmarea respectivă. Deci WhatsApp 0728-3132. Play. Na. E mai lung, dar ați aflat tăiat mai din scurt, să-l mai dăm o dată. Deci atâta e, nu e mai lung. Dai pe mine că e mai lung. E mai lung, e mai lung, dar n-ai vrut tu să dai mai atâta mult. Atâta poate. Atâta poate? Fiți atenți. Cineva broaște pe iaz, e plin de broaște. Nu e broască, în niciun caz. Iohannis după ce se mută. Da, și curățând chitul de pe faianță sau se ceva. Se spală Dragnea pe dinți. Băi, mai ce mai face cineva? Domnul Dragnea, mă, pe cuvântul meu? Eu cred că încă gătește, dar nu mai știm. Mai are, mă, canalul ăla de gătit prostii. Deci nu e broască. Nu e broască? Nu este nici domnul Iohannis, să știți. Și nici domnul Dragnea timp ce se spală pe dinți. Greier. Detector de greier. scrollul de la mouse. Ar putea fi, dar nu. Un gândăcel. Care merge ceva pe pasăre, zice cineva. Espresor. Utilaj, mulinetă. Pinguin la împerechere. Delfin, veveriț astronaut. Egretă. Nu. Zicem? Sudură sub apă. Este ceva sub apă, într-adevăr. Un strung. Un balon frecat de dinți. Aha. Știu ce zici. Îmi place cum gândiți. Un aparat de copiat chei. Opelul lui Nicu Șordan. Nea Costel, pregătim mașina pentru vopsit. Pui de porc. De ce spui pui de porc? Și nu-i spui purcel? Purcișor, da, porcușor, pardon. Purcișor. Porcușor am vrut să zic, dar mai ești. Nu este de purcișor. Delfin, strung, pisică. De... Gata, putem să zicem, măi, că voi citiți că, uite, mesaje ghici... toată ziua. A ghicit cineva? A ghicit Florin. Ce? E pește. E pește, domne, da. Este un peștișor. Dacă vă puteți imagina, pește ar fi trebuit să fie muți. Noi asta credeam, dar nu. Asta este un pește. El zice că e crab sau știu. Nu este pește. Este un pește numit Danionella Cerebrum, care produce acest sunet cu ajutorul vezicii notătoare. Trăiește în niște ape măloase de undeva din Birmania și se presupune că așa comunică mai bine. Poate de asta e și transparent, pe principiu, că oricum nu se vede ce contează să ne mai colorăm într-un fel. În apropiere, sunetul ăsta atinge 140 de decibeli. Deci așa este mult? Echivalent unui foc de armă, da. Este o înregistrare venită de la BBC. Că peștele e ceva minuscul. Un peștișor mic și transparent. E cât un gupi. 12 mm lungime, deci un centimetru. Mai mic decât un gupi. Bine, aici nu remarci voce. Amploarea, da, intensitatea. Da, era într-o zi mai proastă că n-a... Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.